tare. Hai să vedem dacă reușesc să desfac. Ah, e fierbinte. Ia uitați cum arată. Sunt fierbinți. Acestea sunt cu ricota, cu ou, cu coajă de lămâie și cu miere de albine și date cu unse, cu ou și cu mac. Acestea sunt umplute cu ricota, cu ceapă, cu parmezan, unse cu ou, cu puțin sare și cu mac. Bună ziua, bună ziua! Astăzi facem lăcințele. Aici avem aluatul. Așa. Bună ziua, bună ziua! Astăzi facem plăcințele. Acesta este aluatul cu ou, cu lapte și cu unt. Și o să facem cu ricota. Aici am circa 400 de grame de ricota. Am două ouă. Am puțină miere, o lingură, două de miere sau de zahăr, așa, piper, mac, ce mai avem aici, o lămâie, eu le-am amestecat pe toate, un pic de parmezan și o ceapă verde, așa. Și am să fac cu ricota, cu lămâie, cu miere și cu nou, o să fie cele dulci, și cele sărate, cu piper, cu parmezan, cu ricota, un nou. Așa, și după aceea o să decorăm cu mac. Mac sau susan. Așa. O să începem cu umplutura. Așa. Și avem 400 într-un bol. Am să pun ricota. Aici am circa 400 de grame de ricota. Așa. Și încep cu compoziția de bază. Ricota, ou și un praf de sare. Și după aceea separ în două. Și am să pun deocamdată un ou. Așa. Și un praf de sare o să punem. Așa. Și amestecăm. O să amestecăm așa cu lingura. Și de aici o să împărțim și o să facem o parte sărată și o parte dulce. Aluatul este cel de săptămâna trecută, cu lapte, cu unt și cu ou. Și dacă doriți să faceți aluatul dulce, puneți mai mult zahăr în aluat. Amestecat bine oul cu ricota și cu sarea. Așa. Așa. Am făcut. Și acum am să împart în două. Și pentru cele dulci, aici am o lingură și jumătate de miere. Sau puneți o lingură, două de zahăr. Așa. O să radem puțină coajă de lămâie. Am să le dau așa deoparte. Să facem cele dulci. Așa. Și o să radem puțină coajă de lămâie.
punem jumătate din ricotta. Și amestecăm. Și acesta o să fie compoziția dulce. Amestecăm așa bine. Am amestecat bine compoziția dulce. Acum, aici avem ricotta cu ou și cu puțină sare. O să punem puțin piper. Așa. Și ceapa noastră. Și o tăiem mărunțel, mărunțel. Mărunțel. Ceapă potrivită. Puteți pune și mărar. Dacă aveți. Așa. Tăiem așa bine pe toată. Eu pun și verde, tot. Toată ceapă o pun. Așa. Și aceasta o să fie compoziția sărată. Ajunge la ochi. Și o să punem și puțin parmezan sau puțin cașcaval. Luăm o altă lingură. Și aici avem o lingură, două de parmezan. Puteți pune și cașcaval. Așa. Am să pun pe tot. Și amestecăm. Amestecăm ceapa cu ricotta, cu parmezanul, cu piper, puțină sare și un miere. Așa. Ceapă mică, mică și ustură. Așa. Și amestecăm așa bine. Compoziția sărată. Și aici avem compoziția dulce. Dăm deoparte. Aici avem un nou pentru uns. O să-mi facă luat un două. Să dau deoparte. Așa. Și acestea o să le facem dulci. Și le punem așa aici. Plăcințele bune și gustoase. Așa este când avem pofte. Așa. Acestea sunt... Le întindem.
sapone di non frottura. Adesso portiamo un cinci. Non c'è un cinci lì in borsa, sì. Facciamo tavolo, pregatita. Facciamo sale con ascia. Vedete? Facciamo sale da cuo. Facciamo sale da cuo dopo ci lavoro. Anch'io se le ponemo in tavolo. Ascia. Una lunga cialta. Scintinghe. Allora, questo è il fuoco del latte. La 500 di grammi di făină am pus 150 de lapte și 50 de apă, 50 de unt, 60 de ulei, un ou, un praf de sare, o linguriță de sare și o linguriță de zahăr am pus. Și atât, nimic altceva. Și cu drojdie proaspătă. Uitam să spun roșii, 25 de... La jumătate 12 grame, jumătate de cup de drojdie. Așa. Am făcut mai întâi tămâdea. Să vedem cuptorul. Este deschis. Le combin. Așa, imediat o să le dăm și cu ou. Le închidem așa, să le lipim așa bine. O să le punem așa. Una, două. Închidem alta. Fac mai întâi le duc și după cele cele zărate. Și răsucim. Tragem așa spre noi și închidem aici. Cam așa o să iasă. Mai facem, mai avem două. Ultimele două. Și terminăm pe cele sărate, pe cele dulci. Împărțim acum restul care ne-a rămas în două. Așa. Tăiem. Și ia uitați-mă, eu închid așa, aici, și pun. După aceea aduc până jos aici.
Așa. Și iese așa, ca un bobocel. Mulțumesc, Rodica. Bine ai venit. Așa. Cred că m-am înțepat. Așa. Și închidem. Acum punem restul de compoziție care ne-a rămas. Împărțim așa totul la ochi. Așa. Aici avem pe cele duci, să o punem așa aici. Acum o mungem cu ou. Să pun doar galbenul ușor. Așa. Aici am un tenson. Și să ungem așa. Le dăm la cuptor la 180 de grade 15-20 de minute. Le controlăm cu scorbitoarea. Așa. Eu am aici puțin mac și am să pun așa peste, e să pun în mână. Acum le dăm la cuptor și le facem pe cele sărate. Ia uitați-le. Așa, le dăm la cuptor și între timp le facem pe cele sărate. Aici avem aluatul. Aici am avut jumătate de kilogram de făină. Am făcut numai mac peste tot. Așa.
Vamos a limpar a 4. Mennyit indítunk spicsalattal. Așa, eu mi-am tăiat-o inimioară și să vedem dacă reușesc să fac. Acum facem o probă. Așa, și am să tai așa cu cuțitul. Să vedem ce-mi iese. Aici avem umplutură și apă. Și am să umplu această inimioară. Astăzi mă joc. Așa. Să vedem dacă mi iese inimioară. Așa, ia să tăiem și aici, ia să ducă de jos. Așa. Avem o inimioară, așa, și am să tai așa, și apoi să vedem dacă reușesc să o pun. Astăzi ne jucăm. Astăzi mă joc. Ia să vedem. Așa. Și închidem așa bine pe margine. Aici am o hârtie. Și am să încep să transfer. Să dăm cu ou cu puțină sare pe deasupra. Așa. O să spargem și inimioare. Încerc să le strâng așa să nu se desfacă. Așa.
acum mai facem încă una și o să avem două inimioare. Avem una și încă una. Am inimioara făcută din hârtie și am să o aplic așa aici peste. Și să punem aici peste. Întindem așa bine. Și tăiem. Așa, iau hârtiuța, ia uitați inimioara mea și le am aici o formă de inimioară. Am să tai aici. Așa. Acum am să pun umplutura mea peste. Umplutura cu ceapă, cu ricota, cu parmezan. Așa. Cu ou, cu biber. Așa. Așa, acum îmi iau aromatul de aici, încet, încet, și îl transfer aici. Și apăsăm ca să se lipească. Așa. Și inimioarele le punem așa peste. Le-am făcut și le-am pus aici și din restul de aluat mai facem ceva. Ne jucăm. Au crescut acele dulci. Așa. Întindem.
și ne-a mai rămas puțin și o să punem aici ce ne-a rămas. Închidem așa bine și răsucim. Și acum le dăm cu ou. Aici am ou bătut cu sare, cu puțină sare și ungem. Așa. O să le controlăm pe cele dulci, să vedem cum sunt. Sunt aproape gata, cred. Așa. Deci plăcințelele dulci le-am uns doar cu gălbenușul. Și acesta este albuș cu gălbenuș, cu puțină sare aici. Așa. Și tot la fel, puțin mac. O să ne jucăm. Așa. Plăcințele bune, bune și gustoase. Așa. Ne mai lăsăm puțin și după aceea le punem la cuptor și pe acestea le luăm o scobitoare să încercăm. Cum sunt. Să vedem dacă sunt gata. Sunt gata. Le mai las puțin. Puțin le mai lăsăm și după aceea le băgăm pe celelalte. Ia uitați-le cum arată.
Așa, le mai lăsăm puțin, câteva minute. Așa, apoi le punem și pe acestea la cuptor și plăcințelele sunt gata. Rețeta l-a luat cine dorește, îmi lasă mesaj și eu o scriu. Vă pun și linkul dacă doriți să vedeți cum am făcut. O găsiți și pe canalul de YouTube și aici pe pagina. Am făcut-o zilele trecute. Și cam asta. Eu sper că rețeta o să vă placă. Vă doresc poftă bună dacă nu ați mâncat încă. Așteptăm să se coacă cele dulci. Și după aceea le scoatem pe acestea cu ceapă, o să le băgăm la cuptor. Tot la fel, 180 de grade, circa 15-20 de minute. O să vedem cam cât durează. Acestea sunt mai subțiri, celelalte sunt împăturite ca trandafirașii. Și vă aștept și pe canalul de YouTube să vedeți câte rețete am. Găsiți și crostată mărțișor și mărțișor făcut sfințișori și foarte, foarte multe rețete. Foarte, foarte multe rețete, de la pâine, la sărmăluțe, la fursecuri, la cozonaci, la plăcinte. La plăcinte dulci și sărate. Așa. Cozonaci pentru sărbători, pentru Paști. Găsiți pasca. Pasca cu ciocolată, pasca cu două rețete. Am două rețete, trei rețete de pască. Pasca făcută cum este pasca noastră tradițională. Am două rețete bune, bune, bune. Apoi am pastiera care se face aici în Italia. Am pasca cu ciocolată. Să le încercați, să vă cebun tate. Ia să ne mătăm cu tot. Le mai las o secundă. Le mai las. Așa. Și o să le punem pe acestea în cuptor. Le punem direct cu totul așa cu foaia. O să le luăm ca să nu le rupem. Imediat vă arăt cum au ieșit cele dulci și după aceea o să vă pun în comentarii pozele cu aceste sărate. Și am să public rețeta pe canalul YouTube. Video rămâne și aici pe pagina. Eu vă aștept cu mare drag să vă înscrieți dacă nu v-ați înscris. Și să apăsați pe clopoțel ca să fiți la curent cu noile rețete care le public. Am peste 600 de rețete. Dacă sunteți curioși, eu vă aștept pe canalul meu de YouTube. Are același nume ca pagina Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Și grupul meu tot la fel se cheamă Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Așa, ia să vedem unde le punem. O să le punem așa aici. Așa. Am să scot tava. Să le mai verificăm o dată. O să coapte, sunt papi coapte. Așa. Și am să le iau și am să le pun așa pe o farfurie aici. Uitați-le cum arată. Așa. Bune, bune, sunt fierbinți. Așa.
Și acum o să punem pe tavă pe celelalte. Acum le dăm la cuptor. Vedeți? Am reușit să le pun pe tavă. Așa, le dăm la cuptor circa 15 minute, 20 maxim. La 180 de grade. Ia uitați ce frumuseți. O bunătate. Hai să vedem dacă reușesc să desfac. E fierbinte. Uitați cum arată, sunt fierbinți. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă pup dulce pe toți și vă aștept pe canalul de YouTube și aici pe pagină cu noi rețete. O să facem noi rețete împreună. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă doresc multă, multă sănătate și o să ne vedem cu alte rețete. Ia uitați, brânziga. Vedeți cum arată? O bunătate. Vă pup. La revedere, o zi frumoasă în continuare.